Bună ziua, ascultați un vorbe pe ploaie. Busu, cum este vremea astăzi? Vremea astăzi este cu intemperii și precipitații și e ciudat să facem pe timp de zi. Da, foarte ciudat. Nu știu când am registrat ultima oară pe timp de zi. E tot seara, da? Cât e? E 8 seara. Doar că, na, ne apropiem de solstițiu. Vara trecută am mai registrat pe timp de zi. De obicei vara, iarna e pe timp de noapte. Bine, iarna e pe timp de noapte pentru că oricum, dacă ieși de la lucru la 4, deja e beznă. Ăla e. Dar acum e ploaie și o să fie 3 zile de ploaie și o să se ude solul și o să se îngrașe porcul și se face pilaful. Nice. Wow, sper să iasă bine clean-up-ul la fâșiitul ăsta de afară. Sper și eu, nu știu, și la mine e foarte noisy. Cred că tot din cauza vremii de afară, adică îi ud asfaltul în fața geamului meu și când trec mașini se aude mai tare și nu știu. Păi asta e, asta am și eu acum, n-ai ce să-i faci, cat, asta e, a vrut să plouă acum a vrut, n-am ce să-i fac decât să sun la primărie, să vorbesc cu doamna Firea, să-i zic să suni managerul Karen. Da, I would like to speak to your manager, Busu, de unde ți-ai informații de că plouă? Sau ai tu butonul cu ploaie? Bă, cum ar fi Busu să controleze? Să fie fiecare weatherman să aibă o suprafață de, nu știu, câteva sute de metri pătrați, care controlează, nu știu, pe cartier, de pe zone, și fiecare face ce vrea. Și nu compar unul cu altul, nu-ți dai seama că nu se pupă și zici, ai, în sectorul ăsta e ploaie, aici e soare, aici e secetă și aici e tornadă. Practic, în loc să aibă contractele alea care, cred că sunt destul de mulți bani, probabil, cu toate firmele meteorologice care au stații și din asta și îți dau datele, să decidă cum o să fie vremea, nu să întrebe pe alții și să zică, mi-a zis cineva că o să fie ploaie. Dacă ăsta e adevărata conspirație HARP, doar pentru scopuri comerciale, ia-și crede în stare. Ne-au făcut să fie the greatest, one of the greatest inventions of mankind, și o folosesc ca să facă audiență la Meta. Băi, sună mai plauzibil decât da, wow, e folosit în scopuri triviale de entertainment. Da, sună a ceva ce s-ar întâmpla. Yep. Așa că eat your heart out, Dragonul 69 și Cedrica. Asta e adevărata cea mai plauzibilă conspirație HARP. Asta e adevăratul Bill Gates. Au avut chestii cu HARP, Dragonul AK-69 și ăștia? Aveau un grup HARP Cord de foști. Spun-le să iasă afară, te rog. Nu, mai nu. Sunt foști, au fost la dezdrogificare. Da, și au ieșit creștini legionari. Da, știu. Nu știu ce naiba, nu știu care e centrul ăla de cum spuneam, care e cuvântul pentru de drogificare? Detoxifiere? Detoxifiere, I guess, to rehab. They went to rehab. A, reabilitare. La reabilitare, așa. Și e un centru ăsta în România care se specializează pe rapper prăjiți maxim. Și când ies de acolo, ies toți legionari. Probabil e mănăstirea lui Arsenie Boca de la Prislop. God fucking damn, mi se duc acolo, serios? Nu ce știu. Ce faci, fiule? Despre ce cântai înainte? Am auzit că ești bard. Cântai despre mahoarca drog? Da, păi aveam melodii, aveam flow și aia, dar nu mai bine pui tu flow-ul ăla în folosul Domnului și zici despre inspirația globaliștilor și cum ne mănâncă paraziții Europa. Nu, paraziții sunt alt grup, stai un pic, domn părinte. Nu, paraziții cu 7 ochi clipind. Paraziții și bug mafia cu ecouri. Oh, Doamne, e plauzibil. Vreau și eu să mă la mănăstirea aia, să vă poate au poze. Are poze părintele cu toți rapării care a fost pe acolo. Cu Cedric, cu Sișu, cu Dragonul. Și sunt toți așa. Și Sișu s-o legionerificat, da, de fapt, țin minte. Da? Păi da, mă, trebuia să-i facă rebranding, că nu mai trebuie să fie băiețașul de pe stradă, unul la mână, probabil că el se căca pe el de frică dacă mai făcea cântece despre cum vinde el drog în cartier. Vai, lasă-mi pace cu mine. Încă țin minte că, nu mai știu, eram prin liceu, dracu știe. Când a ieșit Sișu de la pușcărie pentru trafic de droguri, posesie și trafic de droguri, și în 3 săptămâni a intrat la loc pentru aceeași chestie. Păi cred că atunci așa în capul lui a făcut un click ceva și a zis, bă, mai bine. Au zis și el chestia aia că, n-are voie să te oprească poliția pentru două chestii în aceeași zi. Și a extrapolat. Care cooldown la sentință. Bă, am aflat cu toții astăzi, zilele astea, că poliția n-are deloc cooldown. Hey-o! Uf, da. Nici n-am vrut să o duc încoace, dar iată, a ajuns foarte natural și organic. Da. Și, se întâmplă cu, într-adevăr, niște chestii.
Da, și ca atare m-am simțit foarte ciudat să intru în modul de vorbi despre joace și ceea ce astăzi, dar este realitatea în care trăim în vreme de pandemie, why not riot? Și nu cu the rioting am eu problema, ci cu violența excesivă din partea autorităților. Mă uitam la știri și îmi zburam creierii la fiecare chestie pe care o citeam despre ce se întâmplă în state acum. Am ajuns să mă bucur că trăiesc în fucking fostul bloc sovietic, că măcar nu trăiesc în SUA. Adică ai putea să ai cioc, 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 open up sau cioc, 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 în sera! Da, vezi, exact. Dar ce-am făcut șeful? Memuțe, chestii, Vine polițistul, glume, e în cur, nu știe să scrie, dă cu pulanul, între timp gloanțe de cauciuc în gât în SUA. Yep. Da, uite, okay. Vezi, mă gândeam un dat că poate am vreo ocazie să zic, nu știu, se întâmplă ceva, s-a anulat un joc pe care l-așteptam amândoi să de asta și să zic, asta este efectiv cea mai rea chestie care s-a întâmplat săptămâna trecută. nimic mai rău nu s-a întâmplat. Doamne, da. Cred că sunt mult mai mari ca și, nu cred că la fel de violente, dar mult mai răspândite decât The LA Riots. Nu știu, deci, știu, The LA Riots erau când aveam eu, nu știu, 4 ani, habar n-am. Am jucat San Andreas, știu exact cum a fost la LA Riots. Exact. Tempenii l-a supărat pe unul și... Da, și după aceea s-a urmărit cu mașina prin oraș, unul era pe un fire truck și... Da. Știu exact cum a fost la LA Riots. Habar n-am cât de rău despre, a fost. Nu cred că a fost la nivel național. Da, era aceeași cauză. Aia, da, exact aceeași chestie, dar nu erau la nivel național, aia e ce vreau să zic. Pe asta zic, că sunt mult mai mari ca și răspândire și acum Trump stă într-un bunker ca adevărații conducători ai globului. Da. Făcuse cineva la mișto, mi se pare că am văzut un stream de Maddox și râdea că i-a scris cineva în chat că s-a băgat în bunker ca cei mai mari conducători ai pământului, Osama Bin Laden, Saddam Hussein și Hitler. Și lor nu a ieșit bine. Da, asta e că literally no good leader ever hid in a bunker. O să mă bag în acest loc fără o ieșire de urgență. Pentru că mi-e frică să mă uit în fața oamenilor. O stins luminile la Casa Albă, man. Erau pozele cu Casa Albă cu luminile stinse. Deci, nu e acasă. Hai toți, ok. Riot's over, nu e acasă. Postase pe Twitter cineva că sunt luminile stinse în caz că moare președintele și my heart kinda skipped a bit, dar, e doar un bunker, man. S-a ascuns. It's extraordinar. Plus că era mai rău. Nu, man, nu, lasă-l pe Trump. I don't want Mike Pence as the president of the most influential country on the planet. Bine, discutabil. Mai e și China. Aș vrea să nu existe conceptul de cea mai influentă țară din lume, dar... Este ceea ce trăim acum. Da. Și eu zic să ne întoarcem înapoi la Dragonul 69-420. Nu mai e 420, doar Dragonul... 77, gata. Așa, 77 ăla ar fi. Da, și Cedric a rămas Cedric. Dă-i dracu. Paul, ce se întâmplă când nu vorbim de ca și politică? Paul. Precum Paul. Băi, am intrat, m-am uitat săptămânile trecute cu la Cosmos, la sezonul 2 din Cosmos, ăsta nou. Oricât cu, l-aș detesta pe Science Man, pe Mike Tyson, da? Așa. De cât de detestabil mi se pare ca persoană el. Da. Îmi place persoană. Precum persoană. Îmi place. Așa. Îmi place foarte mult serialul. În principiu pentru că nu e scris de el. Dacă ar fi scris de el ar fi oribil, sănătate. Da. Ar fi o chestie din aia. Mike Tyson, Neil deGrasse Tyson zice. Îmi sună telefonul, de ce îmi sună telefonul? Te caut, ești căutat, ești o persoană. Mă sună taică-mea, dar nu pot să-i răspund acum. Îmi pare foarte rău. Așa. Da, și... Neil deGrasse, așa, da? Auzeam zgomote din... mă sună de să-mi zică de ziua lui copilul, că e 1 iunie. Ce m-a speriat. La mulți ani copii. La mulți ani tuturor ce să numesc ziua copilului. Așa.
E scris de Anne Druyan, care e fosta soția lui Carl Sagan. Și da, asta a făcut ea toată viața, science education. Și e scris foarte bine. Dacă ar fi fost scris de el, ar fi fost Our ship of the imagination is powered by two engines of skepticism and wonder. Și apoi vine Neil deGrasse Tyson de pe Twitter, zice, actually, alea nu generează putere. Actually, știi că au avut o dragă chestie, o tweet către Disney, Karen, că Disney, vedeți că nu-i scientific accurate acest fulg de zăpadă magică de pe posterul de la Frozen. Vă rog frumos să-l schimbați. Știu pățănile omului de știință afroamerican. Dar nu vorbim despre, dar nu vorbim despre Mike Tyson și despre personalitatea lui, vorbim despre Cosmos. Și Cosmos e un serial foarte bun și mi-a plăcut și știu pe de rost ce-i The Cosmic Calendar, că le explic în fiecare episod. Anyway, asta m-a băgat în mood-ul de jocuri spațiale. Ok. Care vor culmina pe săptămâna următoare cu Outer Wilds. Super, 100% hotărât să-l cumpăr când se lansează pe Steam, pe 18 iunie, să-l joc atunci. Ok. Dar m-am reapucat de Stellaris, despre care voi vorbi ceva mai încolo, dar mi-am luat ultimul DLC, Federations. Ah, ai făcut ONU. Am făcut ONU. Momentan n-am făcut ONU pentru că am așa un sistem la rând cu ce imperii să joc și ce government să aibă și la rând erau terminatorii, roboți care vor să distrugă toată viața organică de pe planetă. Și n-am putut să particip în toate sistemele noi pe care le-au băgat și ceea ce e foarte ok, am vrut să văd de la distanță cum se afișează. Da, interesant. Există un ONU la nivel de galaxie în care participă aproape toate națiunile și votează legi galactice și poți influențezi voturi, dar nu știu exact cum încă, pentru că n-am jucat în chestia, dar ideea e că sunt legi și poți să impui sancțiuni pentru încălcarea celor legi și să modifici cumva modul în care se dezvoltă galaxia, nu ești doar tu acasă. Și sistemul de federație, o primi și el un overhaul, e mult mai bine dezvoltată partea diplomatică, care îmi plăcea mie cel mai mult la Stellaris. Ai mai multe tipuri de federații, ai mai multă putere în federație să faci diverse chestii. Dacă ai membrii federației care au ethics diferite de ale tale, federația se descurcă mai greu, există o chestie numită cohesion, deci trebuie să găsești oameni ca tine ca să... oameni, mă rog, specii, imperii ca tine ca să meargă ok și... Este un sistem de leveling, nu-i doar... În principiu, acum, federațiile sunt un fel de Uniune Europeană și înainte era un fel de NATO. Era doar o alianță defensivă cu o armată comună. A, acum au și legislație. Da, ai legislație și ai bonusuri economice, ai sisteme de succesiune care pot să fie prin challenge, care pot să fie inclusiv combat între lideri, determinat de stats, sau să succeadă ăla care e cel mai puternic, sau prin vot. E foarte interesant cum e făcut. O să mă mai joc săptămâna care vin cu sistemul ăsta. Dar da, Spaceman Paul este un DLC bun, foarte cuprinzător, apropo de ce aduce în joc. E overhaul complet la tot modulul politic și diplomatic. Ai inclusiv envoys pe care poți să-i trimiți să îți îmbunătățească relațiile cu ori cu Consiliul Galactic. Poți să votezi și un Consiliu Galactic, deci ai The Galactic Community, care e ONU ăla, și poți să stabilești un consiliu de 3 până la 5 imperii, tot așa trebuie prin vot când e senatul în sesiune să mărești dimensiunea consiliului ca în ăsta, în Mass Effect, știi? 3 rase care conduc. Se omor. Da, da, da. Da, interesant, e mișto făcut. Eu jucam până acum cu Ageless Monolithical Empire și cred că nu o să iau cine... I won't get much out of this DLC, dar probabil că o să încerc la un moment dat când faci poftă iar... Îs mișto pentru că indiferent ce fel de imperiu joci, că ești despot și ai doar astea letale, ai doar un lider și din astea, poți oricând să te bagi în Consiliul Galactic, să-i scazi prin vot, să influențezi ceilalți membri să voteze cum vrei tu, să scazi dimensiunea la 1 și, ca să citez The Patch Notes de la Stellaris, become the Senate. Aha! Da. Yes. Este Stellaris Federations pentru cei cărora le plăcea Stellaris și le plăcea modul de a juca diplomatic. E foarte bun. Își merită banii. Sau cu i-a plăcut subplotul politic din prequel-ul, trilogia prequel-ul. Da, exact. Dacă îți plac prequel-ul de Star Wars, asta e pentru tine. Dar... Even you can be the Jar Jar Binks. Da, exact. Poți tu fi acest personaj Sith Lord. Mi-aduc aminte teoria. Teoria e cretină. Dar da, pe lângă asta, pe lângă mașina care a trecut pe afară, m-am mai jucat jocul pe care mi-ai luat tu de Crăciun, Edgar. M-am jucat The Signal Simulator. Te-ai jucat?
god! Pentru cine vrea să audă cea mai vorbit despre Signal Simulator, în episodul 113, Marx urăște tovarășele frumoase. În 13 am vorbit de el? 113. 113, doamne, m-am speriat puțin. A, anul trecut. Da. A vorbit despre Signal Simulator. Da. Deci cred că este cazul să jucăm acum și pe stream, în sfârșit că l-ai jucat. Da, se poate face nice. Asta. Deci nu vreau să repet foarte mult ce ai zis, doar pe scurt, este un simulator de SETI. Tu ești la biroul tău în deșert cu antenele parabolice și cu controlele pentru ele și trebuie să găsești semnale din spațiu. Mm. Și e genul de joc simulator de muncă care e cumva foarte cozy. Ai un birou, ai câteva chestii de făcut prin casa aia care nu afectează cu nimica, aprinzi, stingi luminile unde îți trebuie, ai cafeluța pe care ți-o faci de la filtru, o pui pe birou și când dai drumul la scan și durează foarte mult, iei așa de pe birou și sorbi un pic din cafeluță. Perfect. Da. Nu ai niciun fel de element de gameplay, doar că e perfect acolo. Exact. Acum, dacă aș fi la birou, aș întinde mâna către ceașca de cafea și iat-o și aici în joc. Da, așa fac și eu. Iau cafeaua din realitate și după aia dau și în joc. Da, e făcut în Unity. Da. În Unity de un singur om, cred. Un dude, nu știu, polonez, ceh, ceva slav oricum. Da. Nu știu exact. Îs câteva greșeli de traduceri și de gramatică prin joc. Da, na, e ok. Na. E foarte stufos jocul ăsta. Oh, da. Oh my god. Incredibil. Sunt foarte multe chestii de... Ai un manual la dispoziție pe laptopul de pe birou care e folosit la mai multe chestii. Da. Dar în principiu fiecare semnal se desfășoară în felul următor. Întâi intri pe harta cerului, scanezi, vezi unde este semnalul, îl găsești după indicații, aștept să-l analizeze, după care treci înapoi pe birou la tunerul radio să găsești frecvența pe care este semnalul. După care trebuie să-i detectezi coordonatele, da, care au acuratețe mai mare sau mai puțină în funcție de câtă putere dirijezi către sistemul respectiv și în timp îți dai seama când poți să oprești din sisteme să le pornești la loc. Uh-huh. Îți detectează așa o plajă de coordonate posibile și când ajungi la... ai și o medie. De cele mai multe ori aproape de media aia, ai rotația și elevația antenelor parabolice și îmi place că atunci când începi să le rotești, la coordonatele respective, se și vede afară pe geam cum se rotesc. Da. Toate acolo. Și după ce ai găsit semnalul, un indicator îți arată dacă ești aproape sau nu și de acolo poți să tot faci fine tuning, să te apropii cât mai tare de sursa semnalului. Nu știu dacă asta influențează cu ceva viteza de download sau nu. Cred că influențează. Mi-o opuneam. Cât timp te apropii de sursă, primești niște credits și începe download-ul de semnal. Moment în care eu de obicei mă ridic de la birou, opresc detecția, opresc coordonatele, dau la maxim download-ul pentru că nu știu ce net au acolo în deșert, dar nu e la fel de bun ca UPC-ul. Mai e net de SUA, adică nu știu la ce să te aștepți. Dar da, și în timp ce se downloadează, primești și un semnal audio din spațiu. Exact. Și de obicei te cași pe tine de frică. Și da, se tot se aude... Poți să oprești sunetul ăla dacă nu-ți place. Da, știu, dar e atât de... De obicei folosesc radio. Da, poți să pornești radio, sunt mai multe posturi de radio, unele sunt niște arhive NASA și sunt câteva posturi de radio care sunt efectiv radiouri de pe net și poți să-l adaugi tu radio tău preferat de pe net acolo, dacă vrei. Și ai un ecran care habar n-aveam ce face. Așa. Da, gherila, am pornit populare din greșeală și m-am speriat. Și ai un ecran TV care nu știu exact ce face, dar poți să dea play la fișiere MP4 de la tine de pe hard. Poți să filme dacă vrei, dacă ai pe hard, ceea ce mi se pare mișto. Era fain să te poți uita la YouTube. Da. Dacă puteam pune YouTube pe ecranul, era perfect. Da. Cam ăsta e gameplay loop-ul. Găsești semnale, după ce le-ai găsit, zice ori un mesaj, ori un string de caractere și poți să analizezi mai departe, să găsești module care îți upgradează toate echipamentele. Ai un sistem de upgrade, să-ți faci mai performantă detecția sau mai performantă, viteza cu care se rotesc astea, energia, toate chestiile astea. Și mai ai acele module care se upgradează în timp pe măsură ce găsești din spațiu schematic și din când în când mai găsești câte un mesaj, câte un repeating radio signal care zice câte un mesaj, care e ceva creepy și din ce am înțeles sunt niște story signals Aha. care au o progresie.
Am găsit două până acum din 17 sau 18 semnale analizate. Ah, ok. Două din total? Două story. Okay. Deci am 17 am reușit să downloadez cu succes. La început nu mi-eșea, că aveam viteza prea mică și nu știam să detectez la timp semnalul. Dar te înveți pe măsură ce joci cum e mai eficient să le găsești. Și cum sunt story signalurile alea? Mai... momentan nu mi-a zis mare lucru. Hai să zic cum e. Yeah. E un joc mișto, îmi place. Da, îmi plac chestiile astea metodice de găsit chestii. Ah, fuck, am rămas fără energie solară. Trebuie să mă duc să spăl panourile solare că nu mai generează. Ah, mi-a scăzut eficiența sistemelor din cauza că nu sunt încărcate la maxim panourile. Trebuie să mai scad, să mai sting lumini prin casă ca să mi se reîncarce. Chestii de genul ăsta. A, fac, a fost o furtună și trebuie să mă duc în golf cart până în pul la antena numărul 17 să repornesc serverul de acolo, noaptea. O trăznit-o. Exact. A, uite, un meteorit pe jos, trebuie să pornesc roverul, să-i dau comenzi de față 100 de metri și să aștept până ajunge la meteoritul ăla și analizează. Da. Sunt chestii de făcut, dar nu, nu mi se pare atât de compelling în ritmul în care găsești acele story signals. Nu-mi zic, a, ok, trebuie să stau pe jocul ăsta neapărat, trebuie să aflu ce se întâmplă mai departe. E genul de joc la care odată sau de două ori pe zi aș intra în el, detectez niște semnale, ia 20 de minute și să văd ce pe acolo. E drăguț, dar nu e ceva care să mă țină cu orele să-l joc. No, că la un moment dat devine repetitiv, dar nu e atât de repetitiv încât să mă deranjeze să fac două din astea pe zi. Și mai ies elementele spoopy din joc. Pe lângă ce faptul că la un moment dat ascultam un semnal pe care îl downloadasem, venea de pe Jupiter sau Uranus, sau nu știu ce dracu, și se auzea... Și la un moment dat de... tare de tot, în ca și cum ar fi suflat cineva aer în microfon. Și m-am căcat efectiv pe mine. Dar se mai întâmplă chestii și prin compound-ul tău. Ce mă îngrijează cel mai tare sunt acele controle de lock doors. Doar faptul că există control de lock doors. Nu-ți bate capul cu ele, închide ușa acum. Da, să fie. Am pățit ceva la un moment dat. De mai multe ori am pățit acel ceva. Păi nu știu că să dau spoiler, dar am văzut ceva pe ecranul de lângă mine. Deci, prima oară când am jucat eu chestia aia, când am văzut chestia aia, am dat alt F4 și n-am mai intrat loc. Am pățit, aș fi pățit, da. Da, nu te întoarce cu spatele, în general. Nu știu cum poți să joci altcumva, dar da, nu te întoarce cu spatele. Just stai și uite-te acolo. Sau dacă te uiți la ecranul, nu știu, închide ecranul care îți arată camerele de acolo, e cel mai bine așa, mai bine să nu știi ce se întâmplă în spatele tău. Da, exact. Chestia asta cu antenele, dacă ți se decalibrează o antenă, poți să mergi fizic până la ea, să o calibrezi manual, să pornești calibrarea pe toate antenele care ia foarte mult timp. Ai ce face în acel timp, nu-i... Da. Găsești chestii de făcut oricum. Poți să lucrezi doar din terminal, dacă ești fucking nerd. Ai comenzi de terminal, ca un fel de Linux rudimentar. I mean. Și unele chestii care se pot face doar din terminal. Da, îmi place foarte mult modul în care e realizat și câtă atenție la detaliu și cât de impenetrabile sunt mecanicile, adică chiar e ceva ce ar trebui să faci cu niște antene. Ah, la câte grade trebuie să ai rotația? Azimut. Azimut, da. That's a word I know has to fit here. Știi de unde am mai avut, eu azimuturi? Unde? Când intri într-un joc Sony, de pe PlayStation și te pune să zici dacă ai home theater acasă și să setezi azimuturile pentru boxele din față și din spate. Știi bancul cu azimut? Nu, dar sunt sigur că o să mi-l zici. Nu ți-l zic. Bine, ok. Ce vreau să spun este că... Ăla nu era fotbalism, azimutul. Ba da, azimutul. Fuck my life. Se întâmplă chestii foarte, 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 foarte interesante în jocul ăsta. Și dacă joci așa, câte puțin, inevitabil le vei vedea. Se întâmplă chestii care să mă scoată din gameplay loop-ul ăsta? Nu, se întâmplă chestii care să scoată din casă. Oh, nu. Am găsit niște chestii
pe afară, dar par a fi mai degrabă easter eggs. Dacă te referi la acele xenomorph eggs, nu alea, nu alea, nu alea. Alea sunt easter eggs. Am găsit ceva lângă o piatră de din... Ai găsit cumva un pantof? Un pantof, da. Nu e easter egg. Deci influențează cu ceva? L-am văzut că acum îl am într-o cutie lângă birou. Da, ai triggerit următoarea set de evenimente. Că pe lângă story signals, okay, sunt și story events. Ah, ok, ok. Și asta se întâmplă aleator? Evenimentele? Nu, au cred că sunt time-based sau ceva, nu știu, nu m-am uitat exact pe mațele jocului, dar they trigger each other și știu că încep sunt, o serie. Sunt anumite evenimente care se întâmplă doar în anumite zile ale lunii în joc? Nu, alea nu sunt cele la care mă refer acum. Ok, ok, bun. Alea bun. Sunt alte chestii. Bun. De exemplu, de Halloween o să fie un event, de Crăciun, ninja, chestii de genul ăsta, nu, n-ai nicio treabă. A, da, vremea, mă. În funcție de anotimpul în care ești, ai vreme, adică momentan e frumos, e mai, iunie, e soare, majoritatea zilei, n-am avut nevoie să punez generatorul pe benzină absolut deloc, nu merg numai cu panourile solare, dar mă aștept să trebuiască să mă bazez și pe el la un moment dat. Da. Ce să zic? Nu știu. Îmi place, o să mai joc. Spoiler. Așa. Mm-hmm. O să mai joc, o să... Numai că nu o să stau pe el să vreau neapărat să văd cum se termină povestea, o să joc 20 de ore săptămâna asta Signal Simulator. Nu, mai nimeni n-a terminat Signal Simulator. Okay. Totodată mai iese într-un punct anume. Bun, perfect. Și atâta. Good! Asta ai jucat? Da, domnul atât. Spaceman? Atât am jucat, momentan. Foarte bine. Starman! Tu ce te-ai jucat, Edgar? Eu m-am jucat, ce-am zis că o să joc în continuare și am continuat Heroes Chronicles. Te rog! Masters of the Elements! Și? În această poveste... Așa se numește... Da, Masters of the Elements, da. Episodul, ok. Episodul se numește așa și în această poveste, Tarnum, barbarul care ura vrăjitorii din Bracadun, este pus în pielea unui vrăjitor din Bracadun. Wow! Într-un moment critic al istoriei Enrostului... Păi, tu joci Quantum Leap. Ceva de genul, da. Tarnum se joacă cu un castel, hoping that the next leap will be the leap home. Ok, ok. Yep. Basically, that's what's going on. Pentru că îl pedepsesc The Ancients pentru viața lui de desfrânare. I don't know. A făcut rap nasol când era în viață. Și acum este un vrăjitor într-un moment cheie a istoriei. Am uitat cum se numește planeta. Știu că era numele unui continent și numele planetei. Nu mai știu dacă era Eratia sau Enroth. Mă rog. În istoria Enroth planetei, nu era lumea din... Ai zis că era lumea din... Sau continentul din 2 și Eratia era din 3. Da, unul din ele era și numele planetei. Cred că Enroth. Posibil. Și e un moment critic în istoria Enrothului când the Masters of the Elements atacă și fac prostii. Și Tarnum trebuie să îi hăcuie ca un barbar. Ca un hacker 4chan. Ceva de genul, yes. Bagă niște furtuni și niște flăcări și spune I'm in. Și toată lumea pleacă. Dar... castelul principal, sunt mai multe castelul care joci, dar cel mai important este The Tower, care este castelul vrăjitorilor. Și voi vorbi despre el. Acum, am jucat cu toții Heroes 3, ce întrebare. Cine n-a jucat Heroes 3 să plece? Era cu turnulețe și mi-am pus întrebarea asta, de unde vine stereotipul ăsta de The Wizard's Tower? Și am căutat, nu foarte adânc, că, you know, încă n-avem 5.000 pe Patreon, dar este... Finanțați-ne pe coffee.com să joc și vorbe pentru o serie de investigații jurnalistice. Mă fac Lord Detective. Da. De unde vine stereotipul ăsta cu turnul vrăjitorului? Pentru că cel mai probabil singurul la care mă pot gândi, de la care s-au inspirat creatorii Dungeons and Dragons și presupun că și creatorii Heroes, e din Lord of the Rings, în care doi mari vrăjitori stăteau în două turnuri. Eu aș... Da, știu ce zici. Deci, dar eu cred că ar fi totuși ceva din legendele arturiene, adică Merlin nu stătea într-un din turnurile din Camelot. Nu, stătea în castelul din Camelot. Turnul nu era locul lui Merlin. Cealaltă, Morgana la Fei, era regină, n-avea, nu stătea într-un turn, n-avea locul ei unde făcea magie, deci nu e de acolo, sigur. Nu știu de unde este în afară de Lord of the Rings, care să fie, pot să arăt cu degetul la un exemplu de vrăjitor care stă într-un turn. Dar castelul vrăjitorului este The Tower, numit, cred că neoficial, și arată exact ca în basme, ca în logo-ul Disney. Și are o combinație foarte ciudată de arhitectură orientală combinată cu arhitectură romană. Unele clădiri sunt orientale, unele sunt cu coloane și arcade și acoperișuri la trapezoide, nu trapezoide, triunghiulare, mă rog, știi, ca în ruinele, cum am văzut cu toți în Grecia. Da, nu vreau să-ți fur startul, că știu unde o să ducă chestia asta, deci... Unde o să ducă?
cu chestia asta. Păi titanii, giantsii. Ah, păi da, nu, o să ajung și la ea, dar este blendul ăsta de oriental cu roman și mi se pare foarte frumos. Arată bine. Și e în zăpadă, terenul nativ al vrăjitorului e zăpadă, for some fucking reason, nu știu de unde vine, dar arată foarte frumos ruinele romane acoperite de zăpadă, în munți, în zăpeziți. Probabil că în Alpi, dacă ar fi să găsesc un loc. Cam așa, că au și anumite influențe germanice, dacă nu mă înșel. Nu, vrăjitorii, nu. Taurul. Taurul nu are deloc? Nu, unde ar avea, dacă din amintirile tale? Mă refer la castelele alea, mă, din munți, da, din Germania. Nu, castelele sunt, castelele, da, ai dreptate, castelele sunt medievale germanice, europene. Lasă, mă referam. Da, într-adevăr. Dar nu, clădirile, te gândeai la clădirile alea cu scânduri de lemn pe... La houses and stuff? Da. Nu, bavareze, nu. Da, castelul ăla ar fi singurul care ar fi mai, ar fi, nu știu, medieval central, dar rest sunt romani și generic oriental. Eastern, cu bulele alea. Cu minarete, cu dinastele. Exact, yes. Și prima creatură a castelului este... Castelul, în primul rând, se bazează pe meșteșuguri magice și magie. Și încă o chestie care este destul de interesantă este că, you know, like, sunt și craftsmen între ale magiei și sunt și magicieni care studiază în librării și tot felul de chestii de genul ăsta. Prima creatură e gremlinul și, Paul, let me tell you what. Gremlinul e modern. Știu. Adică știu, prima oară am auzit de el prin propaganda de World War II. A început undeva înainte de al doilea război mondial, dar el ca și creatură nu există până atunci și atestat istoric. Da, basically este o metodă de a explica niște accidente inexplicabile în aviație. Mi-a dat blue screen, a picat gremlin. Exact, ceva de genul. Și este foarte în media a fost în acel episod din Twilight Zone. Nightmare at 20,000 feet. Unde William Shatner joacă as best as he could. Oh no, there is a gremlin on the wing. Please, stewardess, help me. I'm going to light a cigarette. Because we're allowed to. Încă avem voie, da. Drink some alcohol and also take out my gun that I have on me right now. Because we're allowed to. Nu puteți să faci orice. Also, I feel like taking out my hunter's knife as well. It calms my nerves. Este his therapy knife. Da, emotional support knife. Da. Goblin în schimb arată ca gremlin arată ca niște goblin, în schimb cu niște pălăriuțe pe cap și mai aproape de red caps, nu știu unde m-aș duce cu ei, ca și au niște robe și aruncă cu niște ghioge, lanț. De astea, nu știu cum se numesc în română. Ball and chain. Ghiuleaua, da, ball and chain, ghiuleaua aia de prizonier pe lanț. Deci, clădirea de din care sunt produși se numește, cred că, workshop. Vrea să aducă puțin a elfi de Moș Crăciun, ei da, fiind the workers of the... Au și scufii, parcă. Exact, da. Dar, în schimb, sunt gremlin și... ei nu există în mitologie decât în secolul 20. So take that, you know, sunt o unitate bună, range, dacă v-aș spune ceva. Take that, SCWs. Următoarea este gargoyle-ul, care, another big problem here, pentru că cu siguranță jocul vrea să zică că sunt niște grotești. Da, știu ce, am mai avut, cred, discuția asta la un moment dat. Those are not gargoyles. Da, vine din gargoyle, am notat aici exact care este. Gargoyle, din Old French, care înseamnă gât, și medieval latin, gargola, gargulio, de unde avem și verbutul gargle. Și sunt efectiv țevile alea care aruncă apa de pe acoperiș. Da, e doar descurgere, da. Exact. Și era o legendă franceză care era ceva de genul pagan stuff, băgată într-o încadrare creștină cu un sfânt ceva și efectiv nu m-a interesat acest colonialism religios. Pentru că I don't give a shit. Ceva cu there's Saint Andrew care a bătut un gargoyle undeva într-o, pe lângă un deal. I don't know. Wow, ce original, e fix ca legenda lui Sfântul Gheorghe. Exact, sau Sfântul Andrei, sau Sfântul François la ei, nu știu, Jacques, Saint Jacques. Următoarea creatură este golemul și este misticism evreiesc, basically, e și în Biblie și am aflat că e reprezintă în Biblie sau în Talmud? Apare și în Biblie, în Vechiul Testament?
Old Testament, probably, cu siguranță e în textele biblice, poate necanonice, okay. Dar este, reprezintă omul neterminat, fără suflet. În Biblia asta reprezintă. Este un om neterminat, dar... Și-a băgat pe la Dumnezeu când îl făcea pe Adam și zic, fuck it, nu e și bine. Halfway through, new file. Jewish noises. Discard old file și dă nu din greșeală și salvează undeva pe hard. Ceva de genul. Dar apare și în tradițiile mistice evreiești, în care diferiți mistici încercau să facă, sunt legende cu mistici care încercau să facă ființe din luci și le dădeau viață cu niște scrolluri băgate în gură, sub limbă sau pe limbă, nu mai știu exact unde era. Și cel mai celebru este Golemul din Praga, care este da. și într-un film. Dacă trebuie să găsesc acum exact aici, mi-am notat exact și am I skipped spune că apare inclusiv în Vampire the Masquerade Redemption, care se petrece în Praga. În Praga și te, duci la și te duci la evreii de pe Golden Street din Praga și ai un quest cu golemul. Ei. Da, în filmul expresă în german Der Golem, regizat de Carl Böse și Paul Wegener, which I have seen in high school, de mult, de tot. Nu mi-aduc aminte de că era un golem în el și arăta mișto. Dar în general, filmele expresioniste germane sunt mișto, așa că recomand, uitați-vă la ele, la toate și la Nosferatu, foarte mișto. Enough about the Golem, sunt efectiv niște oameni care, oameni de piatră și metal. Și they just walk around. Vizual nu e nimic interesant la ei, dar magul, în schimb, este un vrăjitor cu robă standard. Ah, ca și Moncu, super. Yeah, it's a thing. Mă gândeam că aduc arabini. Vreau să duc spre chestia asta, că sunt să meargă mână-mână cu golemii, mm-hmm. Că sunt și niște secvențe cinematice în care magii sculptează în rocă niște golemi și după aia le dau viață. But it's a bit of a stretch. În schimb, cuvântul mag vine din grecul magos, cuvânt folosit pentru învățații și preoții persani din sună Biblie. Sună ca și cum ai fi inventat pe loc chestia asta. Ah, da, mag vine din grecescul magos. Da, de referentul da, particular type. Persani, ceea ce leagă de tematica orientală pe care o folosește castelul și dacă te ajută cu, apropo de, dacă crezi că ăla e cuvânt inventat, cuvântul persan este maguș. Deci sună ca și cum ești rasist, jur. Sorry, nu sunt. Ca cum ești rasist? Precum rasist. Precum rasist. Și Genie, în schimb. Pe asta-l cunosc. A staple of the Heroes series. În general. Vine, desigur, din filmul Aladdin al companiei Disney. Am încercat să caut referințe vizuale și ăsta e cel mai apropiat lucru pe care îl găsesc. Păi, Genie în... O să râzi, dar vizual. Vizual, da, păi, na, e cel mai apropiat. Genie în mitologia arabă, arabă e, nu? Uh-huh. Din 1900 de nopți și din astea, cred. Este... Zi. Cred că sunt mai apropiați, nu știu dacă sunt vizibili în vreun fel, sunt mai apropiați, sunt un fel de spirite, sunt vânturi sunt și vârtejuri, da. Dar nu sunt antropomorfizați. Ba, cred că sunt, e posibil să fie. În orice caz, în toate interpretările lor cinematografice sunt antropomorfizați și sunt spirite care au liber arbitru. Uh-huh. Sunt identic creați ca și oamenii. Și pot fi believers or non-believers, ovala. Asta pentru că religia, pentru că islamul i-a acaparat, fiind o unealtă foarte bună de a lua zeități din alte religii asimilate de imperiu. Foarte de căcat. Sper că nici altă religie n-a făcut chestii de genul ăsta, de a asimila mituri ca să fie mai ușor să... A zis, să aducă cum să convertească. În cine credeți voi? Ăsta. A, e un gin în religia noastră. Este un gin. În ce credeți voi? În dude-ul ăsta avea 12 apostoli, o învia din morți. Ia auzi. Păi avem și noi pe unul, cheamă... Se uite disperați. Vede cuvântul Iisus undeva pe un zid din tavernă. Îl chema Iisus. Wow! M-ai convins. I-am prepuțul. Shut up and take my foreskin. Avea un meme cu Fry din Futurama. În schimb, cuvântul genie, englezesc cu genie, nu jin, uh-huh. Din arabă, vine din latinesc cu genius, care era o trupă celebră. Da, exact. În romantică era o trupă genius. E spirit protector și moral. Și este literalmente îngerul păzitor al omului. Fiecare se naște cu ei. Cu el, cu acest genius și te păzește până mori și este asemenea asociat cu talentul născut. De aici avem și utilizarea lui actuală de geniu. Da. S-a transformat destul de mult. Un picuț. Și, yeah. În schimb sunt albaștri, îmi place că femeile sunt varianta neevoluată. Oh, nu! Evolu-
lasă. Sau așa arată sprite-ul. Mie tot nu s-a părut că sprite-ul arată femeie, ăla neevoluat. Și Master Genie e bărbat, clar, care vestă și se vede pieptul. Și, dar da, cel mai probabil este bazată pe Arabian Nights și vizual pe Disney și alte interpretări, cum ar fi Kazam. Da, și Fables, care e bazat și pe el tot pe Disney. Dreaming of I Dream of Genie? Da, da, da. I don't know. Just kidding, totul e bazat pe John Leguizamo din miniseria Arabian Nights din 2003. Da, ăla-i. Arată oribil, mai ții minte? Da, chiar și I Dream of Genie e bazat pe aceeași chestie. Da, toată, toți genii din istorie sunt bazați pe John Leguizamo, pentru că arată terifiant omul în acea miniserie. Și exact și cum în aș imagina eu. Da, nu, în Mario e ok. Glumesc. Naga-u, well, I don't know, man, e o femeie, e femeie și arpe, e hindusă, din da, pantonul hindus. E o semi-demizeu, semi-dieti hindusă. În texte apare ca șarpe cu cap de femeie, dar jocul a vrut neapărat să arate un bust de femeie, așa că este o femeie cu... Și apreciem pentru asta. Și patru mâini. Eram în general, apreciem foarte tare. Nu aveam foarte multe surse. Nope. Și avem Titanul, care este e Talos. Atât. Da. E un Talos. Fix, un Talos, exact. E un Talos din piatră. Da. Și la fel, se îmbine foarte mult cu elementul ăsta de craftsmanship, de magical craftsmanship, pentru că sunt creați ca și golemii, mă gândesc. Da, așa. Că tot așa îi sculptează și îi fac și după aia îi duc să se bată cu balaurii negri, ca să se certe fanii care e mai puternic. Balaurii negri. Titani. Balaurii negri. Ranged, man, ranged. Da, numai că balaurii negri se rezistenți la absolut tot și... Da, da, ranged. Da, știu, da. Balaurii negri, se... știi, în tura în care zboară până la tine poți să-și atace, deci balaurii negri. Ok. Bine, scrieți în comentarii dacă balaurii negri cine ar câștiga dacă s-ar bate balaurii negri cu titanii. Și da, ce se uită. Da. Ăsta a fost Castelul Rugitorilor. E minunat. Arată bine. Toată coloana sonoră e superbă. Dar asta a Rugitorilor îmi place. E in my top 2. My top 2, wow. Prima este Necromancerilor. E superbă. Adevioară în ea. Dar ajungem și la ea la un moment dat. Nu mai știu. Titanii aveau aceeași cost ca și dragonii negri. Parcă erau mai ieftini, așa, și apăreau mai des. Cred că toți au base de 1. Toate unități de nivelul 7 au base de 1. Cred că dragonii negri s-ar putea să aibă base mai mic. Sau să coste de două ori mai mult. Nu mai știu exact. Nu e cum să aibă base mai mic de 1. Ok. Păi mă gândeam, poate apar doar o dată la 200 mâini. Nu mai știu exact. Nu, n-apar la altă. Te gândești la Azure Dragon, poate. Nu știu, știu sigur că sunt mai scumpi decât majoritatea unităților de final. 4000 aur, 2 sulf și... Și Titanii? Se numeau Titan sau care era forma... Giants și Titans după ce. Titan e forma upgradată, ok, Titan. Pum, 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 pum. 5000 și 2, da, e mai scump okay. Titanii. Ok. Deci, you know, take that. Nu mai țineam minte, man. Sunt mai puternici. Iauzi. Dar aia sunt mai scumpi. Am câștigat. Fuck. Mi se pare că dragonii negri câștigă oricum în toate bătăile de unul la unul din câte am citit. Ah, ok. Păi, da. Dar își dau damage reciproc mai mare. Mi se pare că amândoi au bonus damage unul către celălalt, special ca a început rivalitatea asta din Heroes 2 între cele două creaturi, for some fucking reason. Nu știu, adică îmi dau seama de ce. Wizards erau foarte puternici în Heroes 2 și Warlocks erau the bane of all fun în toate Heroes-urile de până atunci. Și am zis că hai să le rewarduim această rivalitate și să-i facem să se bată între ei. Apare și Nintro chestia asta. Apare Nintro, o bătaie între un titan și un dragon negru, doar pentru ca să mulțumească fanii. Da, da. Oh, Jesus. Talk about fan service. Fix the fan service, vreau să zic, yep. Da, am zis că hai să lăsăm. Asta m-a jucat săptămâna asta. Și acum hai să vedem ce ne aduce domnul poștaș Kevin Costner, că e Apocalipsa. Bine, dar săptămâna viitoare sau cândva vreau să-mi zici și despre Terraria. Da, trebuie să mai joc un pic din Terraria. Da. E măricel. Și vreau să joc și eu contentul mai de final. Da, joc Terraria. E mișto. Vreau okay. Să deschid aici tot. Așa, avem relativ puține comentarii pe SoundCloud. Vreau rapid de tot să deschid, că am uitat. Și episodul de pe YouTube. Și episodul de pe YouTube îl voi găsi aici. Este celălalt cu...
celălalt cover cu Zan din Hedon. Da. Așa, am, da, avem, am așa simpuit aici. Și noi. E ok. E ok, da, să am simpuit din când în când. Apropo, dacă tot am făcut shout-out lui Zan pe toate canalele, dar nu am, da, zis și că are și un cont de Patreon unde își finanțează game development-ul, e Zan the Bonebreaker. Nice. Pe Patreon. Atât. Sau puteți doar să cumpărați jocurile, cum vreți voi. Jocul e bun, da. Yep. Așa. Cristian zice, apropo de discuția noastră despre PlayStation 4 și cum că nu are launch titles, că zice de Godfall. Și da, într-adevăr, Godfall, care a fost anunțat la The Game Awards anul trecut. Ok. Ar avea... Da, era un joc. Da, n-a spus mare lucru. Vai, ce ratată. S-a fost... A fost ceva eveniment PlayStation săptămâna trecută, așa? A fost. God damn it. Au fost 30 de minute sau 20 de minute de The Last of Us 2. A, atât au arătat. Ok, deci nu a fost eventul ăla mare. A fost. Nu, nu, atât au. A, uite mă, eventul lor pe 4 iunie. Ce m-am speriat, am crezut că o să fie, că au anunțat o grămadă de chestii. Nu, nu, nu. Au vrut să arate că, într-adevăr, The Last of Us 2, nu știu dacă te așteptai, Paul, dar arată demențial. Ia, auzi, mă, nu știam. Da, Godfall e... O altă încercare de la o altă companie, Gearbox, parcă, sau Gearbox Republica. E Destiny, e Destiny, dar melee. Arată Destiny, adică sunt aceleași design-uri similare. People Can Fly lucrează la un Destiny momentan. Toată lumea lucrează la Destiny. Aparent Destiny e un succes care merită imitat. Parcă m-am auzit de Gearbox, de unde știu eu pe ăștia? Hai să nu vorbim despre ei. Dar da, Godfall, cred că e momentan printre puținele, dacă nu chiar singurul titlu exclusiv de, da, PlayStation 4 de la lansare. Nici nu au pagina de Wikipedia, Counterplay Games e dezvoltat totul. Na. Și Godfall arată bine, dar nu știu nimic despre cum o să se joace. Nu e exclusiv? Nu, nu, nu. Doar PlayStation 5 și Microsoft PC, Windows. PlayStation 5, așa, și Windows. Exclusiv, nu o să de apară, consolă. Exclusiv de consolă, da. Mm-hmm. Deci nu avem momentan un joc first party exclusiv de PS5 anunțat. Că nu avem Killzone Shadowfall-ul acestei generații. O să apară pe undeva pe la mijlocul generației și nu, da, o să cumpere în draci. M-am uitat la line-up-ul de PlayStation 4 de lansare și... Nu era nimic pe lista aia care să mă convins, să mă fi convins, posesor de PC fiind, să cumpăr un PlayStation. Mm-hmm. Exclusive erau foarte puține, în rest erau titlurile mari ale, da, sezonului, erau FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed, Black Flag, dar dacă aveai PC nu era nimic ca să te convingă, a, da, acum trebuie să-ți cumperi PlayStation, că uite Bloodborne-ul. Bloodborne, da, a apăruse câteva luni mai târziu. Da. Mihai ne mulțumește pentru plug-ul la quiz. Mm-hmm. Quizul pe care l-am pus săptămâna trecută și are niște mici facts, oh, despre, nu, quiz. Și zice, acum că s-a încheiat quizul, pot să zic următoarele. A câștigat Dragoș cu 38, Paul pe 2, cu 36, Edgar pe 8 cu 32. Și avem aici, avem și niște statistici, cu dacă vrem să vedem câți la sută au știut o întrebare sau alta, nu cred că are sens să ne uităm prin el. Am fost surprins că Gathering Storm era și un titlu celebru de film, a fost și mediatizat și mă mir că nu știa lumea de expansionul ăla. Also, Raziel, what the hell? Da, ok. Deci, celelalte comentarii sunt, cele mai grele răspunsuri au fost, 1, The Gathering Storm, cu 11%, care era atât o carte scrisă de Churchill, Churchill, cât și primul expansion pentru Heroes 4. Da. Raziel, care e atât un înger în tradițiile abrahamice, cât și personajul, da, din Legacy of Kain. Da, acolo îl știm, man, din Biblie, da. Da, da. Aparent nu suntem, aparent nu are așa mare fandom Legacy of Kain, nu știu. Adică se vede, nu i-a finanțat nimeni cu un sequel. Mă rog. F. Încă un sequel, că au avut o serie destul de lungă. Nu, adică să mai reînvie acum. Aia da, da. Man of Medan, Urang Medan, 14%, nu mă miră. I get it, da. I get it. Aia are, adică, sens. Nu știam. The Man of Medan, Urang Medan, e nava care a naufragiat cândva în al doilea război mondial. Nu a naufragiat, s-a pierdut. Da. Tot echipajul s-a trezit mort la bord. Spooky shit, legendă urbană, triunghiul Bermudelor, chestii de genul ăsta. Dar eu nu știam de legenda asta. Scuze, da. Evenimentul acesta real care a primit proporții legendare și mitice până n-am jucat Man of Medan. Da, there you go. Și nici jocul nu e foarte popular, așa că na. Exact. Makes sense. Cel mai ciudat mi se pare la Raziel, mă gândeam că e mult mai cunoscută seria, la fel. Same. Și mulțumesc tuturor celor care au participat și recomand celor interesați platforma WikiQuiz și grupul de Facebook wikiquiz.com, unde se postează constant quizuri mișto. Nu e a mea, nu fac bani de pe urma ei sau ceva, sunt doar foarte entuziasmat de cât de bine e făcută. Simping, okay, for WikiQuiz, horny on main for WikiQuiz. Nice!
Hai să ne mutăm pe YouTube. Pe YouTube avem niște comentarii. Căci... Aici s-au întâmplat mai multe, adică nu mai multe, dar cu mai multă substanță. Mi-e frică. Așa, Alin zice, v-ați apucat să vorbiți despre benzi desenate, așa că comut pe Gun Girl Gets Publicly Owned by Communists de la Hasan Piker. Și eu unul nu știu cum aș fi putut să câștig această confruntare. N-ai cum, Hasan Piker is a cake. Indiferent cine ar fi fost, nu pot să câștig o confruntare cu Gun Girl Gets Publicly Owned by Communists. Nu, n-ai cum. Fata aia este... Da. Ok, tot Alin spune că această copertă se împotrivește religiei lui. Da, dar este religia mea, deci... Libertatea religioasă se aplică în ambele direcții. Jihash. Jihash, nice. Așa, și apropo de Heroes 3, perfect, aici avem un comentariu mai lung. Eu aș recomanda seria originea creaturilor din Heroes of Might and Magic să nu se apeleze doar la surse primare mitologice, ci și reprezentările acelor creaturi în cultura populară, ceea ce cred că am făcut în acest episod. Asta pentru că după ce am comentat... Pentru că ai văzut comentariul. Nu prea e, man, nu prea e. Majoritatea, cum a spus și Alin, sunt din filmul acela cu argonauții. Nu-i doar ăla. Deci zice, de exemplu, foarte multe creaturi sunt inspirate destul de clar de portretizările lor din filmele lui Ray Harryhausen, de exemplu episodul trecut, Ciclopul din The Seventh Voyage of Sinbad, surprinzător nu și pasărea roc, mai sunt și altele, Meduza Arcaș, Golemii și Titanii, Harpile, Hydra, Naga. Nu-i doar Jason and the Argonauts, cum a zis și el aici, Sinbad, Voyage of Clash Sinbad of Titans, și... Da. Scuze, și ca dar și cred că și Jason and the Argonauts tot de el. E posibil. Ideea este că dacă nu sunt inspirate din filmele lui Ray Harryhausen, sunt inspirate cu siguranță din litografiile Arabian Nights, care au fost apărut în diverse publicații și de diverse sub diversi ilustratori și prin SUA, la care ar fi avut acces acești creatori când erau mici. Deci sunt câteva surse primare. Nu sunt foarte multe, nu o să sap foarte adânc în chestia asta, pentru că, you know, just basically sunt filmele Uite, alea vechi. Just in the Argonauts e regizat de Don Chaffey, story by Apollonius of Rhodes, ok man, bine. Și da, și ăsta are un ciclop care arată ca în Jason and the Argonauts. Ray Harryhausen a avut alt rol la acest film sau ceva? Nu cred, nu. A lucrat la el oricum. Da? Da, a lucrat la Jason and the Argonauts, Clash of the Titans, uite. Seven Voyage of Sinbad. Da, uite, el. Dar el ce se ocupea? Efecte vizuale și cinematografie? Cred că doar efecte vizuale, adică în principal efectele vizuale și creaturile. Uite, în Seven Voyages of Sinbad apar și păsările roc. Da. Care sunt efectiv niște vulturi chei de aia, carrion vultures. Și ăsta, castelul, mi se pare inspirat de reprezentările medievale ale războiului de 100 de ani, pe unde apar inclusiv lăncile alea care le învează pe Paul și cavalerii împopoțonați. Putem face un episod fără sirene și claxoane? Nu. Extraordinar. Există trafic. Are și Harryhausen un grifon, dar grifonii castelului e posibil să fie inspirați de heraldica medievală. Nu merg, nu stă cu limba pe afară și cu fața aia cretină. Mai ales că stau în două picioare pe câmpul de luptă. Îngerii și arhanghelii, evident, vin din picturi renascentiste, îngerii inspirați de îngerii mesageri, iar arhanghelii de picturile care le înfățișează pe Sfântul Arhanghel Mihail. Dar e foarte tare partea aia cu îngerii din Heroes of Might and Magic, care sunt de fapt mașini create de The Ancients. Nu! Refuz în continuare că sunt roboți. Fuck off! Fuck off! Nu! Sunt roboți. Nu! Nu există, nu există. Nu, e Heroes of Might and Magic. Nu e Heroes of Might and Machine Power Extreme, da? Da, știi că de faza că e Heroes of Might and Magic într-o lume medievală care se pare că a fost siduită de niște extraterestri super puternici, dar nu există Rai și Iad. Sunt doar niște extraterestri care au venit și arată ca dracii și niște roboți îngeri. Îmi strici tot fucking... lorul de Heroes of Might and Magic. Nu, îți stric percepția că se pare că nu ai văzut lorul. Nu, mi-l strici, mi l-ai stricat. Dracii sunt extraterestri. Mi l-ai stricat, ok. Asta e. Și head-on oficial, adevărat oficial, în sfârșit am reușit. Am reușit să zic head-on adevărat oficial. Ok. Doi de lor. Cu doi de lor. Hit. Spune că și el i-a zis o dată tot Crystal Punk la setting, deci probabil că are ceva sens. Mă bucur că v-a plăcut. More on the way. Nice. Ok. Am pus Bayern deoparte. Perfect. Da. Asta au fost comentariile. Am mai primit un mesaj de la Turbin Stork pe pagina de Facebook. Ai văzut? Te-ai apucat să la clipul ăla cu o investigație inside... Nu, n-am văzut lumea sexului din... Inside Second Life's Most Profitable Brothel. Nu. E făcut de... Vai, cum zicea canal? God damn it! Vice. Uitați să iau People Playing Games. Să pui, te rog, un link în descriere. Oh, boy! Nu-i Vice, e un canal. E prezentat de un Steven Merchant cu 20 de ani mai tânăr. Ah. Clipul.
arată exact ca Stephen Merchant, nu știu. Și da, aparent este o întreagă industrie de pornoșag și muncă sexuală în Second Life, din wow. care se fac inclusiv bani reali. Păi, cam, da, I can buy that. În Second Life adesea se fac bani reali. În principiu e camming, dar nu e doar, adică se întâmplă și pe webcam-uri și pe din astea, dar sunt și chestii doar in-game, adică animații in-game, twerking, lap dances și chestii genul ăsta. But și întreagă economie bazată pe creat assets, atât de creat assets, cât și de făcut munca, cea sexuală. Voice acting-ul. Da, exact. Dar da, interesant. Interesant că se fac bani reali. Da, dar... Păi să ne mutăm podcast în Second Life. Bun venit la All World acum, virtual, nu mai aici. Second păi, Life. Mi se pare mult mai interesant oricum să mai văd și alte chestii de genul ăsta decât al 28-lea articol cu iară s-au pierdut 10.000 de milioane de dolari în EVE Online la cea mai mare luptă de până acum din Nullsec. Ok, we get it. Dar e basically same energy. Da, e same energy, dar a fost cute de primele 3 dăți. Poveștile cu EVE Online. Vreau să văd și din alte jocuri. Și da, Second Life ar fi locul de unde să le vezi. E și un interviu cu tipa care a făcut bordelul ăsta. Uh-huh. Cel mai scump și de lux bordel din Second Life. Why? Știam povești din Second Life cu real estate care se vindea pe bani mari. Dar sex work? E din sursele mari de venit, dar sex work e acolo în top. Ca și ca sursă precum. De venit. Precum. Precum. E aici tematic. Se pretează. Da. Păi, da, încă mă miră că există Second Life. I know, am avut același șoc, da. Și că funcționează exact ca în filmele alea care vor să te avertizeze de pericolele jocurilor online, gen Ready Player One sau Gamer, ăla cu Russell Crowe, cu Gerard Butler. Da, cu 7.000 de chestii și modele și o prostie pe acolo și like, what is this? Da. Și că lumea chiar face bani din ele, bani reali pe care îi folosesc în viața reală. Da. I can buy that, face asset-uri, că nu cred că fac nimic dezvoltatorii jocului decât oferă infrastructura și restul fac utilizatorii. Distopia este acum! Well, dacă noi le vedem până acum... Atât. Bun. Da? Asta a fost poșta? Atâta. Ok. Am înțeles. Cum joci? Îți știu stilul. Te-am văzut. Ți-am văzut cuțitul venind. Iar eu acum voi fanda și zic știi, Paul. Ai reușit să scoți cuțitul din spate, Edgar? Sau este încă acolo? Nu știu, lasă acolo, lasă. Zim știri. Păi, Capcom a vrut să facă o chestie ghidușă ca mulți alți oameni. Știi când faci campanii de genul ăla cu hai să facă, să engage-im cu oamenii și să ne facă ei niște chestii și noi dăm premii? Da. Și Capcom acum a cerut niște design work pentru niște costume de DLC. Oh, for fuck's sake. Capcom, ne plăcea de tine, Capcom, erai plin de puținele companii. Stai niște, că cu Street Fighter nu ne-a plăcut de ei de niciodată, că they manage Street Fighter de ceva timp foarte, foarte prost. Și în general, fighterele, dar la fighterele lor sunt, nu neapărat ale lor, fighterele în general sunt foarte prost monetizate, după părerea mea, și ați putea menuților doar să faceți un fighter și cu personaje și poate scoateți expansion pack, cum am încercat acum Mortal Kombat 11, dar nu, majoritatea doar fac buy each individual DLC fighter sau în pachete la season pass. Și acum în ultimul season pass, in the game's final season pass, Capcom a zis hai să lăsăm fanii să designe niște costume și noi să le băgăm în joc. Ceea ce, you know, it's a cute little contest, fiecare poate să facă chestia asta, dar cum remarcă și Kotaku, this is actual work, design work. Și le mighez, își mențin drepturile pe orice chestie pe care o submit eu, chiar dacă nu o folosesc? Eu o să presupun asta că e by default. Că de obicei așa se folosește, se întâmplă la chestii genul ăsta. O să presupun că e by default adevărat. Da. Ați putea să nu. Iar oamenii care vor să participe ar putea și ei să nu. Da. Titlul de pe Kotaku este Street Fighter 5 Costume Design Contest is asking for free labor, which, you know, I stand by that title. Eu sunt deranjat de oamenii care au nevoie de serviciile de urgență cât timp înregistrăm noi podcasturile. Mi se pare foarte nesimțit. Da, putea să aștepte și ei un pic. Adică chiar nu mai ai sânge în organism, serios? Dincolo de ocean se arde și aici nu se poate aștepta serios. Un pic? Adică în alte țări lumea nu știe cum să scape de poliție și voi chemați. Da, culmea. Așa ceva. Acum am niște vești proaste. Se pare că zvonurile cu Kate Blanchett sunt adevărate și will star in Borderlands the movie. N-am nicio părere referitor la Kate Blanchett. Nu știu ce vești proaste. Am urmărit chestia asta de la început pe Kotaku și mi-a plăcut că de la bun început era un articol de Luke Plunkett care zicea
please Kate Blanchett, do not star in Borderlands. Și acum când s-a confirmat zice, oh, Kate Blanchett is starring in the Borderlands movie. A ce rol are? E una din sirene? Da, da, este chiar sirena principală, which is Lilith. Ok, am un comentariu, dar nu știu cum să formulez fără să sune super de căcat. Așa că nu mai spune, dar no, gândim cu toții. Da, este... pe mine m-a surprins mai mult faptul că există filmul ăsta și se face. Da, și Eli Roth, parcă? Regizor. Da, Eli Roth, un căcanat Maxim. Păi se potrivește cu... Cred că așa a obținut jobul, sus la interviu cu... A făcut bonding ăsta. Cu Randy. Da, s-a dus cu Randy, vor povesti despre ce porn au ei pe stick-uri și... Și la, wow, my dude, ne înțelegem perfect și tu transpiri și eu, wow, de-o transpir acolo. Îți frați de transpirație acum, ori transpirat în palmă și au dat mâna și... Și acum Eli Roth îl sună pe Randy și îi spune, yo, Randy, ce bro! Faci? Și Randy spune, mă joc golf la birou, developerii scriu cod, eu joc golf. I don't know, man, I don't know. Dar există filmul se face, I guess, that's a thing. Și ea, mai am o știre de mică, nu se întâmplă mai lucru săptămâna asta în materie de gaming. Fallout 76 a avut un event care... Wow, chiar nu se întâmplă mare lucru săptămâna asta. A fost un event care punea jucătorii să strângă mațe. Și se pare că nu se spawnau destul de des și nimeni n-a putut să completeze eventul. De ce? De ce se zicea mațe anume? Era o chestie. They were doing a thing, Paul. No, it's a Fallout thing. Păi da. Nu știu, adică e un joc care are nevoie de PR și de din asta și primul tău event e acolo, ai adunați mațe de pe jos, dragi nu jucători. Nu cred că e primul lor event. Nu, dar de la lansarea Wastelanders. Da, e ăsta, primul de când people started saying Fallout 76 is good. Da, da. Actually. Și primul event de când e bun a fost stricat. Nu se spanau destui ce? Mațe? Destui ce, cred. Erau niște chestii pe care trebuia să le omori ca să le iei mațele. Și acum nu se spanau destul de mațe când omorai. Cred că era problema. Uite. The Fastnacht Parade, based on West Virginia's version of Swiss Carnival of Basel, has players protect a bunch of robots wearing elaborate masks as they parade down Main Street in Fallout 76's town of Helvetia. Helvetia? No, Helvetia. Whatever. Helvetia. If they complete the activity's requirements within the given time limit and help enough of the robots survive, they get rewarded with loot, including the chance to get one of the rare Fastnacht masks worn by the robots. It was one of the game's most popular events last year, in part because of how it brought all the players on a server together. This year's version immediately hit a snag when players were unable to complete one of the objectives in time. Before the parade can begin, players need to help the robots complete a number of reparations, those including things like collecting wood for the burning of the old man Winter effigy. Chip. Mișto sună, așa pe hârtie. And finding enough eggs to bake some delicious treats, there's also a requirement to find a bunch of animal intestines to fill the butcher's ice box. These are traditionally harvested from the game's smaller critters like rabbits, frogs, and fireflies. Dacă sunt mai și la diete. Ever since the game's major Wastelanders expansion hit last month, however, these local wildlife specimens haven't seemed to spawn as much, leading players to struggle Christ. With what's supposed to be the easy part of the activity. Cum? Nu înțeleg cum se întâmplă chestiile astea. A fost updatat între timp și a reparat și prelungit evenimentul. Deci, in the end, everybody got. Ideea este că, in addition to the events being extended to run until the June 9th, Bethesda will be giving players some items from the in-game Atomic Shop for free next week. Da, iar le dă 500 de items ca să-și cumpere, nu știu, un covor. Hai să ne amintim puțin. It shipped broken și recompensa lui Bethesda era fake Monopoly money. Cu care nici nu puteți să-ți cumperi chestii da. Suficient de notabile sau relevante din... Și acum că, again, your product that people are invested in, unii plătesc subscriptions, nu știu de ce, nu sunt un psiholog sau psihiatru, I don't know să this mă pronunț thing. Fără să fiu nepoliticos. Dar, they pay subscription for your service, unii din ei, și you still deliver a broken product. Și le dai după aia fake items in the game? Cu siguranță Fallout 76 este un joc care se întâmplă.
Apropo de Fallout 76, se pare că un distribuitor canadian și australian, se pare că e ceva in the Commonwealth, a fost forțat de guvernul australian să dea refunds celor care vor refunds de la Fallout 76. Mai exact, cei care cereau refunds la început de tot, de când s-a lansat, acum pot primi refunds pentru că statul australian a sărit cu gura pe distribuitorul EB Games. Ups! Și se pare că The Australian Consumer Act este foarte draconic și ceea ce e ok. Să nu uităm că din cauza lui sau datorită lui, mai degrabă, precum avem lui. Steam refunds. Da. Ei, Australia a fost prima țară care a zis Steam-ul lui Valve, menuți, nu știu cum e la voi acolo, dar la noi trebuie să poți să-ți iei bani înapoi pe un produs de care nu ești mulțumit. Da. Și Steam a zis, ok, facem worldwide refunds. Apreciez că Steam a făcut worldwide chestia asta, puteau să nu, alții n-ar fi făcut worldwide, alții bine, ar fi făcut doar în Belgia. Da, au automatizat worldwide, deci era... Da. Politica de refund exista și înainte, dar trebuia să mergi prin suport, nu era automatizat nimic. Și case by case, ei se zică dacă îți dau bani înapoi sau nu. Da, ce să zic? Oh, God bless Australia, I guess. Nu credeam că am zic asta vreodată. Așa-i? Am auzit că e cam caca acolo spațiu, dar, yeah, măcar au consumer laws bune. Asta am avut. Atâta, hai să vedem ce mai am și eu. S-au întâmplat chestii, dar nu-s de podcast-ul ăsta. Bun, hai să zic, cea mai proastă chestie, cea mai proastă știre care s-a întâmplat săptămâna trecută, nimic de pe Mapamond nu poate să fie mai rău decât atâta. Bun, am citit headline-ul ăsta. BlizzCon 2020 is cancelled. Scuze, dar a fost cancelled de când noi să aia cu mobilele, gata, am zis-o, gata. Primul meu gând a fost ce pula mea au pus rasist pe Twitter. Blizzard a profitat de ocazia, de oportunitatea dată de pandemia globală, ca să zică, oh, fuck, thank God, anul ăsta nu mai trebuie să țin events, ne luăm iar toate în pulele. During this time, we've had many discussions about what holding a convention could look like in light of all the health and safety considerations we'd want to make. Asta spune Sarilyn Smith, producător executiv la BlizzCon. BlizzCon. Zice, așa scrie aici, BlizzCon Executive Producer. Înseamnă că au o echipă special pentru, da. Dai seama că de mare sunt acum. Cum vrei să-l pună pe Jeff Capel să organizeze BlizzCon? Care și tu scaunele alea? Am zis Jeff Capel pentru că restul numelor mari de la Blizzard nu mai există. Au plecat toți. Mai e ăla chinezul care a zis că n-aveți telefoane. Ah, da. Am uitat cum îl cheamă. Nici nu știu. We've also talked about different paths we could take and how each one could be complicated by fluctuations in national and local health guidelines in the months ahead. Ultimately, after considering our options, we've come to the very difficult decision not to have BlizzCon this year. We're feeling deeply disappointed about this decision and imagine many of you will feel the same. I truly love BlizzCon and I know that's a sentiment shared by everyone at Blizzard. We will sorely miss connecting with so many of you at the convention and recharging our geeks' batteries this fall. Ok, puteau să țină online. Deja țineau un event online în fiecare an. Da. Pe care se deau bani. Puteau să țină eventul online dacă chiar voiau să țină BlizzCon. Da. Ah, da, stai, pula mea. Că fac, am dat mai jos și este. Că planifică un eveniment online, dar nu este BlizzCon. Zice, to channel the BlizzCon spirit. Și va avea loc cândva la începutul lui 2021. Anul post-apocalipsei, aparent. Bine, at this point, anul post-apocalipsei, îmi pare rău. Da. Ok. Cred că cam atâta. We will tell you more about our plans as they develop, but in the meantime, we hope to see you exploring the Shadowlands, hanging out in the tavern, pushing the payload, and wherever else in the Blizzard universes you may roam. Sau putem să jucăm și alte jocuri, menuți, nu ești numai tu pe pământul ăsta, you know? Da, exact. Da, BlizzCon is cancelled. A pus ceva homofob pe Twitter și acum e cancelled. A zis că we support our boys in blue. Uite, vezi Randy Pitchford, un jeg slinos. Da, băi, lasă-mă că au fost câțiva care worst person in the fucking world, they had a good take. Randy Pitchford a pus pe Twitter că if you want to kill some pig cops, puteți cumpăra Duke Nukem 3D World Anniversary World Tour. Adică, yes, he was shitting his own fucking game, dar măcar, you know, the good take. E chestia din Simpsons cu Marge, it's true but he shouldn't say it, dar cu accentul pus, it's true but he shouldn't say it. Nu mai știu cine mai fucking era. Randy. Ben Garrison, caricaturistul nebun din state, dacă n-ați auzit de el, Google him, sigur îi știți de SNL. E un descreerat, for once in his life a avut the good take față de poliția americană în zilele astea și eram like, what the fuck is going on? Lasă că a mai fost pula ăla de la Quantic Dream, nu David Cage, altcineva, Guillaume, nu știu cum. Da, acela, da. Care a zis că
Detroit Become Human, îl puteți cumpăra, iese pe Steam, bla bla bla, și abordează teme de rasism și... Nu, a început cu chestia asta, a început da. Că what's going on in the world, bla 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 bla, și postul inițial pe care l-a șters a fost All Lives Matter. Ah, da, da, după aia a zis cu Black Lives Matter, așa. Nu, dar vreau să spun că el a zis că, da, jocul pe care îl puteți cumpăra de la noi da. Vorbește fix despre chestia asta, despre incorectitudine sistemică și vorbește despre lipsa de justiție socială și vorbește despre rasism și discriminare. Foarte și bla, politic. Bla. Foarte politic, dar după aceea avem tweet-urile și articole și interviurile lui David Cage de dinainte să apară Detroit Become Human, care zice, no, 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 it's not political game, it's, how you say, it's about Android, it's not about racism, is the fact that this character is called Luther is just a coincidence. Sunt un joc despre rasism, e fucking despre rasism și sclavie jocul ăla. Chiar n-ai cum să o dai la întors. Și nu doar că poate fi interpretat ca fiind așa, e foarte transparent că e o alegorie pentru rasism și pentru... I mean, you know, e scris de David Cage, e normal că e transparent. Da, exact, nu e cel mai subtil om de pământ. Dar că încerca să dea la întors în halul ăsta și acum că vor să-l vândă în baza faptului că nu, de fapt este politic acum că a fi politic este profitabil. Băi, știi ce, măcar Duke Nukem e ieftin? Abia aștept următorul joc Ubisoft în care efectiv te bați cu poliție ca și ca rioter și se zică nu, nu-i politic, doar vrem să mimăm estetica de bătut cu poliția, dar nu este nimic ca... Păi asta, cum îi spune, Watch Dogs Legion. Da, exact, care e despre Brexit, dar nu e despre Brexit, de fapt. E apolitic, e all sides, știi cum e. Rasism în San Francisco și homofobie, nu e politic jocul în Watch Dogs 2. Nu e. Nu vrem să spunem nimeni cum să gândească, doar că protagonistul se bate cu... Băi, orice poziție clară e criptonită pentru talking heads de corporație. Nu pot. Da, pentru că am impresia că o să iasă toți ăia care zic, oh, ce-i cu jocul ăsta că încearcă să-ți bage politică pe gât, da? Mi se pare așa de contraproductiv să încerci să satisfaci toleanțele acelui grup foarte mic și vocal. Fie sunt ăștia care fac 10 la gimnastică în Moscova și fie sunt ceilalți care they do the corporate woke. Da, 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 exact. Și știu că aia va produce vânzări și chit că vin să-ți cumpără produsele să ți le ardă. Da. Deci, în fine. Mă enervează. În fine, de la ce ne-am luat? Nu mai știu. De la... Cu Blizzard-ul și being cancelled on Twitter, așa. Everybody's cancelled, da. Cu Blizzard. GOG are summer sale-ul, se desfășoară chiar acum și au reintrodus demo-uri. Avem demo-uri din nou. Doamne, demo-uri. Și Steam, cu eventul lor de Summer Game Festival sau cum se va numi, vor să bage și ei demo-uri pe timp limitat, să simuleze experiența de show floor, adică îți anunță jocul, uite, jocul ăsta s-o apară în toamnă și poți juca demo-ul acum cât se desfășoară evenimentul, ceea ce nu-mi place mie personal, dar înțeleg de ce vor să facă asta. Ai putea să pui demo-ul direct, just saying. Da, nu înțeleg de ce... Demo-urile nedeterminate au dispărut. Și Capcom a făcut aceeași chestie cu Resident Evil 2, cred că și cu 3. Puteai să te joci un singur playthrough în demo? One chance playthrough, îi zicea, sau ceva de genul ăsta? Aha. Foarte ciudată decizie. Vă spun că era tweak-uit ca să mor la un moment dat inevitabil. Nu, cred că totuși vor să-ți promoveze jocul. Nu era tot jocul. Nu. Era ori până-l termini, păi ori până mori. Păi nu cred interes să te omoare mai repede. Nu cred mai repede, dar nu vreau să te lasă să până termin demo, până termin ce există în demo. Am înțeles, gata. Deci era tot din stat limitat. Da. Da, exact. Dar da. Momentan se pot juca, printre altele, demo-uri de Desperados 3. Lasă-mă în pace! Nu trebuie să joc demo-ul. Ești un pic la cap. System Shock Remake. Nici după ăla nu trebuie să-l joc. Băi, Desperados 3 e genul de joc în care poți ca pe vremuri dacă ai timp. Eu sigur nu am timp. Să joci demo-ul de vreo 3 sau 4 ori să ai o experiență complet diferită de fiecare dată. Cred că n-am mai jucat demo-uri de când eram mic și știu că unele jocuri l-am jucat exclusiv în demo. Și aș fi avut, dacă era pe Steam, dacă era Steam pe vremea aia, aș fi avut mai multe ori în demo decât în jocul full. Da. Dar n-am nevoie, mă, de demo-urile, la toate jocurile astea sunt mișto și le cumpăr când apar. Jesus fucking Christ. Da. Mai e Spiritfarer, care a fost anunțat ori la Game Awards, ori la E3 anul trecut, ăla cu animalele pe bărcuță. Și ăla e mișto. Carrion, care tot așa a apărut, cred că Doamne, la E3 anul trecut. Doamne, super Carrion, ăla de la, cum îi cheamă? Da, Devolver. Devolver Digital, da. Și mai este The... Și Destroy All Humans. Yes, The Alien Guy. Remake-ul. Yeah. Da, sunt mai multe. Mișto. Da. Blana.
Uite, Edgar, de novo watch, că n-am mai făcut de mult. Ascult episoadele mai vechi și e cât un de novo watch în fiecare săptămână aproape. Da, pe Val. Da, Metro Exodus scapă de novo. Good. Apare pe GOG ce... înseamnă? Măi, s-ar putea să apară și pe GOG, pe Steam a ieșit recent. Pe GOG nu este încă, dar nu e excus să iasă și pe GOG. Uite, ăsta e un motiv bun să aștepți când apar de-astea, The Epic Exclusives. Da. Ok, nu le joc pe Epic, oricum vin pe Steam mai încolo, pe Steam o să fie reduse mai des probabil și uite, pot să, când îl joc, îl pot juca fără de nuvă, direct. Da, este, poate Epic să țină acel de mult, dacă vrea neapărat. Mm. Păi nu, că și pe Epic o să fie fără de nuvă. Păi stai, păi acum unde apare exact? Metro? Nu, a apărut deja pe Steam, doar că scot de nuvă. De pe Xbox Game Pass, de pe Epic și de pe Steam. Păi, atunci e și mai bine. I don't know. N-am jucat încă niciun Metro. Deci, sau am jucat puțin în primul la un moment dat. Am jucat primele două, am vorbit și aici despre ele. Mm-hmm. O să joc și Exodus-ul la un moment dat. Darkest Dungeon. Oh, ce? Zi. Nu, da, sunt bune. Că am povestit. Darkest Dungeon bagă un mod PvP. Moca. Nu, scuze, a băgat un mod PvP. Băga Moca, nu? Da, Moca pentru toată lumea care are Darkest Dungeon. Da. L-au anunțat pe 1 aprilie. Da. Și au trebuit să clarifice că nu este o glumă în 1 aprilie, chiar nu-l scoatem, da? Da. Interesant, e o zonă separată, îi zice The Butcher's Circus. Da. Și e o zonă unde te întâlnești cu alte party-uri, cu alte personaje de la alți jucători. Ai party-uri predefinite, nu te duci cu eroii tăi în zona asta. Sunt party-uri predefinite, cu gear predefinit, nu trebuie să faci managementul ăsta și au party slots predefinite. Aha. Probabil că e o chestie ca să nu faci tot felul de măgării, să min-max-ui chestii și să-ți faci OP party. Și da, te poți întâlni cu alți jucători să te joci PvP în Darkest Dungeon, ceea ce mi se pare foarte interesant. Este... Nu mă deranjează deloc, e tot ce pot spune despre asta. Da, exact, nu e neapărat ceva cu care m-aș juca, dar mi se pare foarte interesant că... E acolo. Și când te gândești, da, se potrivește. I guess. E turn-based, da. Cu abilități, fain. Good for, mă bucur pentru oamenii care se bucură cu adevărat de asta. Exact. Și ultima mea știre este cea mai rea știre, cea mai rău eveniment care s-a întâmplat săptămâna trecută în lume, nu doar în gaming. Tim Sweeney și Randy Pitchford au dat mâna să facă parteneriat în răutate. Tim Sweeney și Randy Pitchford s-au apucat să omoare pe testatarii pe străzi. Oh my god! Parodie, satiră. În Minecraft. În Minecraft. A fost The Nebula Awards, ținut de The Science Fiction and Fantasy Writers of America, care dau premiile anuale la, de obicei, cărți, seriale, chestii din astea, și au și o categorie pentru gaming. Oh, ok. Și au dat acest premiu jocului The Outer Worlds, de la Obsidian. Ok. Alți nominalizați au fost Disco Elysium, Outer Wilds, The Magician's Workshop și Fate Accessibility Toolkit. Okay. Nu știu ce e asta. Ok. N-am jucat niciunul dintre jocurile astea, în afară de unul, dar știu cu siguranță că ăla trebuia să câștige. Trebuia să câștige Disco Elysium. Nu mă interesează. Nu, Cristian, te cred că Outer Wilds e un joc foarte bun. O să joc. O să joc când apare pe Steam, peste câteva săptămâni. Nu mă interesează. N-are cum. Nu are cum. Disco Elysium. Disco Elysium trebuia să câștige. Nu-i neapărat SF, dar... Îmi pare rău, Disco Elysium trebuie să câștige. Dacă poți să dai la Nebula, poți să dai premiul unei cărți de genul, nu știu, Hunger Games, poți și tot Disco Elysium. Disco Elysium trebuia să câștige. Păi da. Singurul joc bun. Acum, nu știu, știi ce? Instinctul meu îmi spune că ai dreptate. N-am jucat niciunul din ele, dar instinctul meu îmi spune că ai dreptate. Disco Elysium. Băi, încă mă gândesc la Disco Elysium, da? Deci sunt foarte rare jocurile astea care stau pe creier la mult timp după ce am trecut deja 3 luni aproape de când am terminat Disco Elysium. Și încă ți-am amintești cum erai fenomenal. Hobocop, fascist, comunist. Exact. Vai. Joc fenomenal, merită toate premiile. Mă bucur pentru Outer Worlds. Nu vreau să nu exagerez. Mă bucur foarte tare pentru Outer Worlds. Mă bucur că RPG-urile astea old school au renașterea pe care o meritau. Da, nu atât de mult old school cât sunt RPG-urile inspirate, din anii 2000. Sunt făcute de veteranii genului, știi? Da. Sunt făcute în spiritul acelor RPG-uri. Da. Și da, mă bucur. Este excelent. Păi trebuie, hai să canceluim și, cum ai zis, Hugo? Era The Hugo? Nebula Awards, nu Nebula, nu Hugo. Hai să cancel și el, gata. Gata. E ce, s-au întâlnit acum? Câți oameni erau în sală când au dat premiile?
Nu știu, dacă era mai mult de 4 să vină domnul Iohannis să le zică că nu avea voie. Să vină și la ei cu curfew, cum au făcut pe stăzi acum, de au luat-o doi oameni dintr-o mașină personală, i-au scos. Am văzut stradă. Acel video și m-am oripilat. Deci a fost anunțat un... Asta e că nu prea sunt în stare ghidușă săptămâna asta, să observă. De ce, Edgar? Urmărești Twitter și ai feed-ul plin de acte de brutalitate ale poliției? Efectiv, te rog. Polițienească, s-a anunțat un curfew la ora 9, la ora 9 și 13 minute. Uh-huh. Și oamenii se întorceau acasă cu mașina de la facultate. A venit Raed Arafat și a anunțat că de mâine suntem în stare de urgență, nu? Nu, de astăzi, de astăzi. Da, știu ce zici, da. Și s-au dus cu mașina spre casă și au trecut pe lângă niște poliție și poliția s-a oprit, i-a deschis ușile. Unul spărgea geamul de partea șoferului, a luat-o pe femeie din mașină și pe bărbat l-au teizuit într-una și după care l-au tras și pe el din mașină. Și, erau amândoi negri. Mă întreb dacă are relevanță acest detaliu. Nu, eu nu văd culoarea, Edgar, n-aș putea să mă pronunț. Adică am văzut pozele cu protestele anti-lockdown COVID, în care erau oameni înarmați cu arme de foc care îmbrânceau și bruscau poliția și erau albi și nu le făceau nimica, dar nu cred că e neapărat, adică probabil că erau și alți factori acolo. Da, e șahul ăla. Parodie, satiră, nu cred așa ceva, e absolut oribil să se întâmplă. Mă, e poliția SUA. Cred că să zic chestia asta lejer. Uite, pe mine chestiile astea mă pun într-un mood și mai ghiduș. Pentru că efectiv îmi disperă creierul. Nu, că mi se pare oribil, Doamne. Muie garda, ce să zic, muie garcea. Vezi, acest, cum era, asta e handshake între mâinile la două musculoase din Predator, da. Între fasciștii și comuniști. Da, muie garda, acab. Da, acest lucru care ne unește. Neapărat fasciști, dar fasciștii iubesc garda, ăia, cum îi spune, libertarieni, așa. Da. Băi, săptămâna asta apare Command & Conquer Remastered. Săptămâna viitoare îți garantez că voi vorbi despre... Și despre un castel din Heroes Chronicles, sper și mă aștept. Sper doar să am timp și de Terraria. Până vine, nu o să pot juca Command & Conquer, deci probabil că o să mă joc Terraria. Când ești tu gata, zici. Vreau doar să termin Boshi, asta tot. E atât de ciudat ca și structură, o să zic săptămâna viitoare. Precum structură? Da, precum structură. Sunt oribil. Precum structură. Așa. Hai să încheiem această săptămână de iad, doar dacă privim Twitter. Dacă nu, e doar o săptămână de... Ai putea să nu privești Twitter. Da, acolo sunt și chestii ghidușe și... Mai sunt chestii ghidușe, dar... Mai urmăresc niște oameni din ăia care, quote-unquote, sunt apolitici, mostly Doom fans. Dar și un creator de videouri pe care îl urmăresc a postat o chestie care era sprijina protestatarii și după aia a primit a shitstorm de comentarii cu All Lives Matter Actually. Oh, Jesus fucking Christ. Răspunsul meu. Ok, dacă nu înțelegi ce înseamnă Black Lives Matter și trebuie să ți se explice... N-ai văzut Only-ul din față. Îți voi explica acum, este un răspuns la violența poliției împotriva persoanelor negre din SUA. Disproporționat împotriva. Sunt mulți factori care intră în chestia asta, dar din partea cetățenilor negri din SUA... Efectul este clar, poliția îi țintește în proporție foarte mare doar pe ei și comunitățile lor. Și este un întreg ciclu și un sistem care perpetuează încarcerările persoanelor de culoare. E mult mai complicat atât, dar ei au venit cu sloganul ăsta, Black Lives Matter, ca răspuns la viețile negrilor care au fost luate de polițiști zeloși, care nu ar fi acționat așa la persoane albe. E la fel ca Pride-ul. Da. De ce există LGBT Pride, de ce nu există Straight Pride. Pentru că Pride-ul nu este o chestie generică de ha-ha, hai să mă distrez cât de mândru sunt eu de identitatea mea. Este o mândrie în fața și în ciuda discriminării și
Da, pentru că într-o lume perfectă, oprimării, da, opresiunii, într-o lume perfectă nu există gay pride, există doar oameni normali, cum mulți adesea zic facetiously că nu ar trebui să existe pentru că nu există discriminare de fapt și ar trebui să nu facă paradă asta, dar există discriminare și vom avea aceste manifestări și vom avea aceste proteste și vom avea aceste pride week-uri până când totul se va intra cu adevărat în... Până când nu o să mai fie nevoie de ele. Exact, și toată lumea se înțelege bine și era vecinii mei gay, vecinii mei negri din SUA care nu sunt bătuți de poliție, everybody's happy. O să existe Black Lives Matter până când nu o să mai fie o chestie contestată. Jesus fucking Christ. Uite, știu cum, nu sunt eu un stare ghidușă săptămâna asta. Podcastul ghiduș de gaming. În mod normal eram numai cu pulă, Paul, și dădeam și ce dădeam și... Numărul sexului, Edgar, este numărul sexului. Drog, marca. LOL, Randy Pitchford, more like Randy Pitchford, am dreptate. Și până și el a zis de poliție. Fucking hell, Randy, îți morții mătii. Bine, da. Haide să ne retragem în cochilia noastră. Dacă vreți să ne auziți discutând chestiile astea fără să fim pregătiți intelectual să o facem, ne puteți vedea pe YouTube la Joc și Vorbe 14-16, ultimul episod din seria Dead Space, unde dădeam... Băi, am verificat, nu eram far off, știam de un caz, există și la noi violență a poliției, s-a văzut și în timpul carantinei, da. Dar nu a fost dusă la extremă. Și hai, da, într-adevăr, afectează anumite comunități mai mult decât altele, deci... Păi fiind n-am dat o din aia. Bun, că erai foarte speriat tot episodul. Nu eram speriat, dar eram așa, bă, n-ar fi trebuit să zic chestia asta fără să am toate faturile. Așa doar bazat pe cum mi se pare mie, cum din experiența mea. De... Da, în fine, Joc și Vorbe 14-16, jucăm Dead Space, mai avem unul sau maxim două episoade din ăsta și după aceea trecem la, tizuim acum? Hai să tizuim acum. Darksiders War Mastered Edition. Ne vom juca jocul bandă desenată apocaliptică. Ne vom juca jocul care nu ne va pune dificultăți niciunul dintre noi. Și vom putea și o să ne mai enervăm. În sfârșit să citim chestii. Da. Audio, ne auziți aici, pe SoundCloud probabil, dar posibil și pe Spotify și pe iTunes și pe orice aplicație de podcasting. Dați un review unde puteți, când puteți, pe unde. Ne ajută pe iTunes, cred, cel mai mult pentru Discovery să afle lumea cine e, bă, creatorul ăsta de video game content. Ah, este domnul Joc și Vorbe. Domnii Joc și Vorbe. Domnul Joc și Vorbe este persoana comună, The Mighty Gamer, pe care îl formăm noi împreună. Da, ca Voltron. Și ne mai găsiți și pe Facebook la Joc și Vorbe, acolo anunțăm în general toate chestiile pe care le avem de anunțat. Pe canalul de YouTube avem și live streams, cel mai recent este de Hedon, unde a participat și Zan, creatorul Zan. Oficial. Și ne-a făcut live commentary, Zan oficial, adevărat Hedon hit. Și dacă vreți să săriți cu banul, puteți sări cu banul la ko-fi.com/jocsivorbe, unde acceptăm banul vostru. Da, îl acceptăm cu plăcere. Dar dacă lipsește, nu ne pasă, vă pupăm oricum, că ne ascultă. Tu ai zis-o, nu eu. Ce? Nu, că îi pupăm oricum, ne ascultă, sunt fani. Paul! Da, da, bine, am zis. Engage. Am zis doar că tu ai spus-o, deci dacă că mie nu-mi pasă, dacă ție nu-ți pasă, asta este. Dar nu poți, că nici nu mă lasă ceva în mine. Nu, da, nu mă lasă, să sufletul meu nu lasă să monetizez la maxim acest content. Da. Păi, atât. Asta a fost. Cred să ne întoarcem la de Twitter. Hai să vedem ce mai bărut pe Twitter. Hai să vedem cine mai a fost bătut. Ia, hai să deschid acum Twitter-ul live. Ia. A ieșit așa. Uite, un jurnalist împușcat în gât cu un glos de cauciuc. Super, love it. A ieșit oare președintele din buncă și și-a văzut umbra? Dacă nu, sunt încă 2 luni de rioting. Oh my god. Eu am fost Edgar. Eu am fost Paul. Până data viitoare, facem aici baricadă și facem cortul și luăm de la Target mâncărică. Nom, nom, nom. Stăm aici și păzim baricada. Bye. Ciao.